Revenim, stimați telespectatori, cu partea a doua a emisiunii, a care invitat este Luciana Maria Petrache, o pugilistă care în acest moment are o anvergură deosebită și care reprezintă Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. A venit în emisiune și ne-a prezentat mai multe despre ce înseamnă să fii campioană, ce înseamnă să fii strong, să dai cu pumnul. Dar ne-a vorbit și despre, mai ales în finalul primei părți, ne-a vorbit și despre școală, ne-a vorbit și despre examenul pe care tocmai l-a luat, despre... A fost dificil? Nu pot spune că a fost dificil. Nu a fost dificil. Păi, dacă tu ești pregătită pentru viață, pentru spectacol, așa ar fi bine ca nimic să nu ți se pară dificil. Da. Dar să știi că toată chestia asta legată de dificultate, de regulă vine... la oamenii care învață. Da. Cei care învață niciodată nu o să aibă o teamă, dar niciodată nu o să fie stresați. Da. Tot timpul viața o să curgă. Ai ocupat locul 5 la campionatul european din Georgia. Spune-ne câteva aventuri de la Tbilisi, ați fost, nu? Da. Cum e Tbilisi? Este, pot zice, un oraș foarte mic. Mic? Da. E mai mic ca Ploiești? În mare parte, da. Și foarte vechi, sunt unele obiecte, ca să le spun așa, din vremuri, foarte dinaintea noastră. E plin de istorie, da. Așa. Este un oraș... Ați apucat să faceți și genul ăsta de plimbări, de excursie, de să vizitați un muzeu, un monument, ceva de genul ăsta? Nu, nu prea aveți timp. N-am avut timp pentru că urmam să buxăm toate, adică o zi după alta. Și nu am avut timp deloc. Vezi, asta este avatarul vieții de sportiv. Ai zice că toată lumea te... toată lumea se gândește, băi, e sportiv, vede lumea, vede nu știu ce, dar puțin cunosc că te duci acolo și de fapt... E muncă, muncă și iar muncă. Da. Și că problemele legate de distracție, de a te duce și să vizitezi un muzeu, să vezi o bibliotecă sau ceva de genul ăsta, un parc, o grădină zoologică sau botanică, reprezintă lucruri pe care le vei putea face eventual când vei ajunge să pui mănușile în cui. Bun, și acolo a început lupta. A început lupta, probabil că ce ai făcut? Ai învins-o pe prima? Da. Ai avut-o așa? Georgiancă. Georgiancă. De la ei. Deci, da, lor. Da. Lumea a fost în sală? A fost. Cât de mare e sala? A fost destul de mare. E sala mai mare ca Olimpia? Da. A fost mai cu mare. Două ringuri. Telespectatori pe parte și pe cealaltă, cu scenă, cu televizoare foarte mari, unde se prezentau meciurile. Deci să te bagi în fenomen acolo, adică da, să știi, da. Să fii în... Bun, și ai dat lui aia bătălie? Da. Și ce urma? Urma meciul cu Turcuec. Pe care l-ai pierdut? Da. Cum s-a întâmplat? Ea era mai dezvoltată decât tine, mai mare decât tine? Da, cu un an. Cu un an. Și? Cum te-a bătut? Păi, bănuiesc că era și de acolo. Așa? Era din zona lor. Bănuiesc că avea și mai multă experiență, pentru că am auzit că am mai fost la turnee. La mine era primul meci internațional. Ai simțit lucrurile astea sau ți-ai dat seama de ele după ce te-am învins? Pot să zic că și le-am simțit. Le-ai simțit înainte de a boxa cu ea? Înainte de a boxa cu ea. Ai știut ceva despre ea? Nu, nimic. După ce am boxat cu ea mi s-a zis tot. Și crezi că e bine? Eu zic că nu e bine. Eu zic că trebuie să știi adversarul. Dacă îmi spunea dinainte, poate... Știi unde să... Măcar unde să te aperi mai bine, nu? Da. Bun, după ce ai boxat cu ea, ce ai fost învinsă, ai mai avut un meci, nu? Câte meciuri ai avut acolo? Două meciuri. Unul câștigat, unul pierdut. Da. Și asta te-a dus la locul 5. Da. Ce competiție ar urma să fie, să zic așa, următoarea competiție? Pentru tine, cea mai apropiată. Și mai apropiată după europene a fost națională. Națională. Și următoarea care va fi? Va fi cupa, nu știu sigur, în februarie sau martie, nu știu. La nu anul. Se știe. Da. Cupa României. Da. Iar ca nivel internațional, ce ar urma să mai fie? Ar mai fi... Europenele, în iulie. Unde? Nu știu. Nu se știe. Urmează să se stabilească. Da. Da. Spune-mi, te rog,
Bănuiesc că odată și odată, în afara turcoaicei ăsteia, da, ai mai avut meciuri în care ai pierdut. Nu. N-ai mai avut. Nu. Asta a fost primul meci pierdut. Ea ți-a dat cea mai... Ea ți-a dat corecția? Ea te-a făcut să pierzi? Cu cât ai pierdut? 3-2. 3-2? Frustrant. Că totuși ai avut doi arbitri care să te vadă. Dar tu simți că a fost corect? Nu. Nu simt. Am dat-o și pe jos. Și? Nu s-a punctat asta? Nu. Cred că s-a punctat, dar... Nu suficient. Nu suficient, da. Ea nu te-a dat pe tine. Nu, a dat-o pe ea. Deci ea a fost numărată? Nu, a fost picată pe jos. S-a ridicat repede? S-a ridicat, a mai tras puțin de timp, s-a mai șters pe short de la căzătură și am boxat în continuare. Dar e corect să nu numeri la faza asta? Mm. Știu că atunci când se numără, să și punctează. Arbitrii punctează într-un fel anume căzătura. Da. A, deci tu zici că ai fost dezavantajat aici. Da. Nu l-am auzit pe Sandu ieșind să vorbească despre lucrul ăsta. Nu știu. Da. Spune-mi, te rog, ești mezina de la lot. Da. Ești cea mai micuță. Da. Spune-mi, te rog, cum ești tratată acolo? Dacă ai ceva avantaje că ești micuță? Sau dacă cumva trebuie să lucrezi mai mult decât celelalte? Păi, toate lucrăm la fel. Depinde când avem competițiile. Lucrăm toate în aceea sală, aceleași exerciții. Mm-hmm. Unde e sala? La cum? E la un liceu undeva sau este... Nu. La federație acolo sau unde se desfășoară? Nu, este tot în București. Așa? Mai exact la complexul sportiv. Complex sportiv. La complexul sportiv, la complexul olimpic, acolo la box. Da, la... Da. Îți plac și alte sporturi? Nu, nu m-am gândit la niciun sport. Nu să-l practici, așa, să te uiți. Să mă uit, ar fi câteva. Fotbalul îți place? Da. Da? Da. Te-aș vedea așa să joci un pic de fotbal, mai ales că începând cu anul viitor, dacă Petrolul va promova pe prima scenă, va fi obligată să aibă și echipă de fotbal. Da. Te-ai gândit să joci fotbal vreodată? A fost o perioadă în care am vrut, dar știți, vă, de aceea, nu alergați după doi iepuri, că nu prindeți niciun. Nici măcar de plăcere. Dar zici că ți-ar plăcea așa. Dai cu dreptul sau cu stângul în minge? Să-mi viteză. Da? Da. Și la box, în care pumn ai cea mai mare forță? Mai mult am boxat pe dreptaci. Dreptaci. Dar nu te sfie să dai și cu stânga. Nu. Nu. Ești o fire prietenoasă? Da, de fel da. Ai mai mulți prieteni sau mai multe prietene? Depinde. Am și prieteni și prietene. Când e să vă... Nu știu, să vă distrați. Cum vă distrați? Păi, depinde... Genul ăsta de petrecere, dansați. Cum faceți? Mergeți în excursii? Mai mult dansăm. Dansați? Da. Și unde? Vă strângeți la unul dintre voi acasă sau mergeți la un club undeva? Unde? Păi nu, depinde... La mine nu e fiecare zi petrecere, la mine e doar când câștig. Așa. Bine, nici atunci nu e foarte... Neapărat petrecere. Da. Mm-hmm. Dar uite, sâmbătă, duminica, când ai timp liber. Nu am timp, te rog. N-ai timp liber? Nu te întâlnești cu o fată, cu un băiat, să mergeți undeva, să beți un suc? Nu. Un film? Nu. De ce? Păi timpul trece, acum e tinerețea. Știu, dar nu în cazul meu, la mine e mai diferit. Și te gândești că faci bine? Da. Bravo, e foarte bine. Îți place să călătorești? Da, foarte mult. Unde îți place să călătorești? Descoper lucruri noi. Când? Asta în vacanță, bănuiesc, nu? Da, în vacanță. Unde îți place să călătorești? Dacă ar fi să te duci undeva, unde ți-ai dori să te duci, unde ți-ar plăcea să mergi? Nu știu, în mare parte la muzee. La muzee? Bănuiesc aici la Ploiești? Ai fost la muzee. Da.
În străinătate? În afară de Georgia, ai mai călătorit undeva? Ai mai fost undeva? Am mai fost în Grecia la sora mea. Sora ta este în Grecia? Da, acum da. Uh-huh. Am mai fost în... Este măritată acolo? Nu. Nu. Deci lucrează probabil în da, Grecia. Da, lucrează. Așa, și ai fost la ea și... Frumos în Grecia? A fost, da, a fost o vacanță. A, într-o vacanță. Da, și am fost la mare. Alea, la da? Mare. La... Da, la mare. Îți place mai mult la mare sau la munte? Mai mult la munte, că e aerul curat. Mai mult la munte? Dar te-ai bucurat și de mare, da, în Grecia. Ce? Mai cum, mult... Cum a fost acolo? Te-ai dus împreună cu sora ta? V-a arătat unde? Probabil în vreo insulă, da? Da. Și ce? Cum trecea ziua acolo? Pot să zic că repede. Repede? Da. Baie? Îți place să înnoți? Da. Te duceai la apă? Veneai? Da. Mai dădeai și cu pomnă? Făceam antrenament pe nisip. Da? Cu cine te antrenai? Cu tata. Cu tata? Păi nici acolo nu-l lași, pe taică tu. Și așa, taică tu te cam duce de colo-colo, cam te întoarce. Da, de cam exemplu, te... la primul meu meci pe care l-am avut la București, așa? Am cam simțit că tot s-au dat la o parte, dar doar el s-a pus acolo prima oară în colțul meu. Dar de ce s-au dat la o parte? Hopa, stai că mi-ai zis o chestie. De ce crezi că s-au dat la o parte? Posibil nu aveau încredere în mine, crea că nu pot. Păi când tatăl tău avea încredere în tine, da? Da, tata direct s-a urcat în ring, hotărât. Da? Da. Și ți-a dat o stare așa, ți-a dat o... Da. Ai simțit că poți mai mult din clipa aia? Da. Păi atunci ia la antrenor, mă. Hă? Crezi că ar putea? Da. V-ați așa, măcar în joacă, te mai ajută să mai... Am boxat cu el. Și? Și... Ți-a dat o... Nu. I-a fost milă. Să zicem că mie mi-a fost milă de el. Da? De ce? Ți-era frică să nu cumva nu, să-l lovești? Nu, prima oară i-am dat construcția jos. Cum? Prima oară i-am dat construcția jos de la din... Și cum? Ce-a făcut? Păi, i-a picat construcția cu totul, gen. Și ce a zis? Mai fetițul. A fugit în casă și a dat mânușile jos și a fugit în casă. Observați, stimații telespectatori, că nu e deloc de glumă cu pitica care o avem în fața dumneavoastră. Este o pitică care ai zice, uitându-te la ea așa, că sunt multe șanse să o stăpânești, să o domolești, când colo, iată, nici cu tatăl ei nu se comportă foarte bine. Îl altoiește când îl prinde. Vreau să te întreb dacă îți place să dansezi. Nu pot zice. Nu. Adică dacă da sau nu. Nu prea e genul meu dansul. Nu, că vreau să te întreb ce fel, ce dans, ce stil de dans. Depinde. Nu mai știu ce mai e acum, la 15 ani, nu mai știu cum e. Cum, ce se mai dansează acum? Depinde, adică eu ultima oară am dansat horă. Dar... Horă? Da, am făcut și dansuri populare înainte. A, pe vezi, asta nu mi-ai spus. Și la dansuri populare bănuiesc, da, pe ei se apropie cu dansul popular, cu pașii din ring, cu alea, să cam apropie. Unde ai făcut dansuri? La noi, în Berceni. A fost doamna primăriță, a organizat o școală de vară și uh-huh. acolo puteai să faci și dansuri, olărit, mai multe. Frumos! Da. Astea sunt lucruri care se fac an de an? Da. Și tu ai participat odată sau am te duci în fiecare an? Nu, am participat odată, a fost greu. Bine, nici nu pot să particip că am competițiile, e foarte greu. Auzi, dar câte competiții aveți voi până la urmă? Păi avem cupa, așa? După avem europenele, după naționale, după iar cupa. Adică vezi, doamne, să termină anul. Da. Cam la 2-3 luni așa ar trebui să fie o competiție, da? Da. Și în rest... Mult antrenament. Da. Care e mâncarea ta preferată? Nu am o mâncare preferată, sincer, nu am. Dar adică orice mănânci, ca să zic așa, la tine nu se pune? Nu. E același lucru dacă mănânci paste sau dacă mănânci sarmale? Da, nu se pune, nu. Că ai spus la un moment dat, la începutul interviului, că
faci parte din categoria sportivilor care își aleg cum, cât și în ce fel să mănânce. Da. Cât de mult, de exemplu, să mănâncă un sportiv ca tine la 15 ani? Cât de mult asimilează? Cât de mult? Câte calorii trebuie să ardă? Nu știu cum să te întreb, că nu știu, e o chestie sportivă. Depinde de fiecare persoană, cum se manifestă corpul, dar cele trei mese sunt foarte regulate. Fără discuție. Fără discuție, fără da? Discuție. Și tu cum faci când ești la școală? Păi, înainte să mă duc la liceu, așa? Mănânc ceva. Mănânci acasă? Da. Păi, da. Și dacă înveți dimineață? Iei un sandwich ceva dimineață și la prânz? La prânz depinde. Mănânc mai mult ciorbă, lichid. Mhm. Așa trebuie să mâncați o supă, o ciorbă, ceva, da? Și seara tot așa, un aperitiv cu o bucată de carne, cu ceva? O friptură, da. Uh-huh. Și de băut lapte sau ce? Care e? Apă. Apă e clar asta, că fără apă nu putem să trăim. Dar așa, ce-ți cere organismul? Lapte, suc? Nu prea beau suc. Nu prea bei suc. Sau e interzis să bei băuturi dulci? Nu, nu este interzis, doar că nu într-un mod exagerat, adică în fiecare zi. Deci dacă bei un pahar de suc, da. Dar când și când, adică nu să-ți faci un obicei din asta, da. Să spui. Te-ai gândit vreodată până acum să părăsești România? Nu. Nu știu, să te gândești, să te duci, să-ți desăvârșești visurile în altă parte. Adică să te gândești că în altă parte ai putea să boxezi mai bine. Deci această întrebare i-am pus-o și lui Leonardo Roftei, prima dată când a venit ani de zile în urmă, și el mi-a spus că se vede plecat din țară pentru că acolo ar putea să învețe mai multe și mai repede. Să se perfecționeze mai repede. El chiar a făcut-o. Da. Nu te vezi? Nu ți-ai pus niciodată problema? Nu. Crezi că, adică nu crezi că ai putea să înveți mai multe acolo, să acumulezi mai multe? Aș putea, doar că prefer să rămân în țară. Să rămâi în țară pentru că la un moment dat ce faci? O să câștigi toate campionatele naționale, toate cupele României și mai mult? Doar că vin europenele. Și o să devii și campioană europeană? Da. Când ți-ai propus devii campion europeană? Peste un an? Da, din chiar acum. Imediat da. Ce vine? Da. La voi campionate mondiale sunt la categoria asta de vârstă? Nu. Când? De când încep campionatele mondiale? De la 18 ani? De la 17. 17 ani. Da. Bănuiesc că și ăsta, s-ar putea să fie și ăsta un vis de-al tău. Da. Dar cel mai mare vis al tău care este? Să particip la Jocurile Olimpice și să câștig. La Jocurile Olimpice. Ăsta este la cer. La care Jocuri Olimpice? La Paris acum? Nu cred, nu că, cred ai, că mă încadrez. Nu ești încadrată. Nu. Deci 2028, da? Da. Mii de pumni o să iei până atunci. Și o să dai probabil 10.000 de pumni. Chiar te vezi la Jocurile Olimpice? Da, chiar mă văd. Dacă muncesc. Te-ai uitat la televizor? Ai văzut partide de box de la Jocurile Olimpice? M-am uitat la Nikita. E o fată care ai ce învăța de la ea, cât și de la lăcrămioara pe joc. Uh-huh. Sunt două fete. Îți plac? Da, foarte mult. Mie mi se par foarte rele. Nu, ring. Nu știu, mă, spun toate, ce văd eu. Nu, ring toate părem rele, dar în viața personală, în viața cu zi cu zi, nu suntem. Băi, o să vin să te văd și eu cum ești în ring. Pentru da. Că în viața de zi cu zi așa, ce stai tu în fața mea și îmi spui, mie mi se pare că n-ai nicio legătură cu răutatea. Că ești mai degrabă timidă, că ești mai degrabă altfel, mai feminină. Nu că ești rea. Deci probabil în viața de zi cu zi ești calmă, urmând ca în ring să te transformi. Da. Și e bine așa? Tu așa consider că e bine? Da, adică nu m-aș vedea în ipostaza în care să fiu prea cu oamenii din jurul meu. Nu cu oameni, nu, n-aș zice, dar să fiu un pic mai...
mai obraznică, mai rea așa. Depinde de persoană. A simțit cineva pe pielea lui ce înseamnă să fie obraznic cu tine? Să zicem. La școală? Bine, nu am voie să dau. Nu să dai, sau mai. Ceva, dar... Nu. Dar să te intri un pic în el, așa, ca așchia. Da, m-am enervat uneori, dar nu. Nu am până... încercat să mă calmez. Uh-huh. Nu, nu își avea rostul. Asta este și o educație pe care o primești de la maestru? Și de la maestru și de la părinți. Și de la părinți. Da. Că este bine, totuși, să te calmezi. Să da. Poți să te calmezi. Da, pentru că la nervi, de exemplu, persoana mea face unele chestii proaste la nervi. Și de-aia și prefer să mă calmez. Te calmezi. Da. Interesant este că poți. Sunt oameni care nu pot să se calmeze. Da. Ai spus că îți place să citești. Da. Ce cărți savurezi? Acum citesc Secretele Succesului. Da. Bună carte! Cred că ai putea să aplici din cartea asta. Când citești o carte, încerci să tragi și pilde din ea? Da. Să înveți pentru viață treaba asta? Da. În Secretele Succesului sunt multe pilde. Da. Sunt multe lucruri care te fac să devii mai bun în viață. Probabil că asta și urmărești tu. Trebuie să spun o întrebare, este o întrebare cam de final, așa? Da. Spune-mi, te rog, ai un vis al tău? Un vis ascuns? Un vis pe care să poți să ni-l devoalezi acum la televizor? Un vis ascuns? Nu. Deci în afară de chestia aia cu Olimpiada, da. Ăla ar fi visul tău? Da. Dar totuși și Olimpiada este foarte târziu. Da, știu. Adică mai sunt 7 ani până la Olimpiada aceea. Deci ceva mărunt, adică mai pas cu pas așa, hai cu europene, hai că... Nu pot să cred că toată viața ta este legată exclusiv de box. Poate să mai existe și altceva. Îți dorești, de exemplu, eu stau să mă gândesc dacă nu cumva îți dorești prima dată să treci bacalaureatul. Ah, de, da... Deci, din dorințele tale. Mai ales trebuie să te faci antrenor, bacul. Deci trebuie să faci o facultate. Da. Să te duci la București, la ANEFS. Da. Te-ai gândit așa cu un an, doi înainte la ceva? Adică să-ți faci pașii, step by step, așa, să te gândești. Bă, ce urmează peste un an, ce urmează peste 2 ani? Repet, nu neapărat legat de box. Nu, nu m-am gândit. Nu te-ai gândit? Nu. Dar știi că va trebui să începi să te gândești? Da, dar acum axarea mea este pe box. Vreau Ești să... axată pe box? Da, vreau să câștig medalii la europene, cea mai strălucitare. Nu, doar pe box este axată deocamdată. Deci asta este un light motiv al existenței tale, să te duci și să-ți câștigi, cum ar veni, medaliile între campionatele europene. Da. Așteptând, bănuiesc, și peste 2 ani jumate să fie și campionatele mondiale, să ajungi și acolo, să lupți pentru medalii și acolo. Eu cred că este un vis care poate fi împlinit. Noi de aici, de la Ploiești TV, îți dorim să ai parte de succes. Mulțumesc. Să ai parte de ceea ce îți dorești, să asculți de părinți, pentru că foarte mult contează acest lucru. Să asculți și de sora mai mare, chiar dacă ea deocamdată este... plecată și poate să transmite de acolo. Bănuiesc că vorbiți prin telefonia asta. Da. Acum e lângă tine, nu e lângă tine, nu contează, bine că e telefonul, că ai văzut tine, dai drumul la o imagine. Da, și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului Soare de la TTC, care mi-a fost ca un al doilea tată, m-a ajutat financiar și cu echipamente și cu transport. Ai ca un sponsor al tău? Da, este sponsorul meu. Sponsorul tău? Da. Bine ai făcut că ai spus până la urmă, pentru că contează mult lucrul ăsta și mai ales pentru dânsul, pentru că și dânsul, la rândul dânsului, na, de ce crede în tine? Ce a văzut în tine? Că... A văzut potențial. A văzut că pot. Vine la luptele tale? Nu a venit. Posibil este și foarte aici încărcat. Aici n-a putut, cu... da? Dar aici în România? Nu. Urmează să vină acum? Da. Să... Cred că urmează, sigur urmează. Să te vadă? Da, da.
Dar e un timp mai emotiv așa sau? Adică mă gândesc să nu care cumva să... Nu pot zice, adică... E strong așa ca tine? Da, foarte. Și plus vreau să-i mulțumesc domnului de pe autobuzul nostru din comuna Berceni, care îmi oferă transport gratuit. Da? Da. Bravo! Adică a aflat că ești campioană? Da. Și ce a zis? Măcar să merg și eu cu fata asta, să meargă și ea gratis cu mine. Da. Bun! Aceasta a fost emisiunea, stimați telespectatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Îi mulțumesc și domnișoarei care a fost prezentă, Luciane. Va mai veni dacă va mai avea rezultate care să o promoveze în prim planul sportului și al dumneavoastră, cei care învățați ceva de la această emisiune. Iar dumneavoastră vă dau o întâlnire săptămâna viitoare cu un președinte de club. Veți vedea despre cine este vorba, numai dacă urmăriți Ploiești TV, emisiunea Neconvențional. O seară bună, la revedere!